Doi ierarhii georgieni au slujit astăzi la mănăstirea în timp din capitală. În locașul de rugăciune, titorit de Sfântul Ierarh Martir Antimiviranul, el însuși de origine georgiană, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt sfințitul Părinte Ioan, mitropolit de Rustavi, și înalt sfințitul Părinte Efrem, arhiepiscop de Bolnisi, din Patriarhia Georgiei. Înalt alt preasfințitul părinte Mitropolit Ioan i-a îndemnat pe credincioși să urmeze porunca iubirii după modelul jertfelnic oferit de Mântuitorul Hristos. Prin cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, Dumnezeu ne-a descoperit că El este iubire. Nici o altă religie filosofică din lume nu spune că Dumnezeu este iubire. Această revelație făcută nouă de Mântuitorul Iisus Hristos este ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat și să știm că prin prisma acestei iubiri a Lui Dumnezeu vor fi judecate toate faptele noastre, bune sau rele. Începutul iubirii în om este conștientizarea că toți suntem creați după același chip al Lui Dumnezeu. De aceea, atunci când jignim pe cineva, înseamnă că nu vedem în el chipul lui Dumnezeu. Și din acest motiv, Mântuitorul Hristos ne-a dăruit porunca de a iubi până și pe vrăjmașii noștri chiar dacă cei doi ierarhi au slujit în limba georgiană, pentru credincioși a fost ca și cum s-ar fi slujit în limba română. Și asta pentru că, spune starețul mănăstirii Antim, Sfânta Liturghie are darul de a arăta unitatea Bisericii Ortodoxe. Toți cei care sunt credincioși ai Sfintei Mănăstirii Antim, participând duminică de duminică la Sfânta Liturghie, deja ei știu momentele și semnificația simbolistică fiecare moment în parte din cadrul Sfintei Liturghii Și atunci o urmăresc, chiar intervenția în limba georgiană vine în paralel în mintea și în inima credincioșilor, participați la Sfânta Liturghie și cuvintele românești. Și dacă vin în paralel, le aud în georgiană, dar le și parcurg în română în mintea și în inima lor, a credincioșilor. De aceea, este evident pe chipul credincioșilor s-a citit această înțelegere chiar și în momentele de slujire în limba georgiană. Veniți în România pentru a participa la evenimentele dedicate sărbătoririi a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Arhantic Mihiraneul. Membrii delegației georgiene se întorc în țara lor în această seară.